Cum îl descoper pe Dumnezeu? Cum pot să mă mențin pe calea dreaptă când sunt ispitit la tot pasul? Cât de importantă este experiența spirituală a celor din viața noastră? Sunt doar câteva întrebări pe care și le pune Darius Pasăre, elev în clasa a noua la un liceu bucureștean. În căutarea răspunsurilor, el a aflat povestea de viață a unui cunoscut cântăreț de hip-hop. Așadar, vă invit în continuare să urmăriți 3 minute dintr-o altfel de oră de religie. Cum ai descoperit pe Dumnezeu? Cred că fiecare credincios l-a descoperit pe Dumnezeu în felul lui. În ceea ce mă privește, eu am primit o educație destul de amănunțită în sensul ăsta, pentru că fratele bunicului meu a fost preot și a prins regimul comunist, a fost un om care a fost condamnat la muncă silnică pe viață din cauza crezului lui. El a devenit un exemplu pentru mine și m-am întrebat de ce a făcut asta. De ce a mers până în pânzele albe? De ce a ales până și momentul în care putea să-și piardă oricând viața pentru credința lui? Și în momentul ăla am început să studiez. Am început să merg la biserică, am început să citesc foarte mult. Eu pe Dumnezeu l-am descoperit la vârsta de, cred că aveam undeva pe la 8-9 ani, încă nu conștientizam ce mi se întâmplă. Cert este că am avut 3 accidente de mașină care îmi puteau fi mortale și la fiecare am simțit că cineva a fost acolo și nu a vrut să se întâmple treaba asta. Pentru că eu mai târziu mi-am dat seama că am o misiune. Ca fiecare dintre noi, fiecare om de pe pământul ăsta se naște cu o misiune. Unii și-o descoperă, unii o acceptă sau nu. Viața strălucește fără aur pus pe mine. Dacă timpul costă bani, am nevoie de un împrumut. N-ai să mă vezi dacă mi dai, că o să mă fac că uit. Și dacă ai să vezi vreodată ce-am spus că n-ai să vezi, tu să mă ierți că am greșit, vino să mă salvezi. Misiunea pe care cred eu că o am și în momentul în care am descoperit calea spre divin este cea de a scrie și de a spune experiențele mele și de a-mi arăta mulțumirea față de Tatăl Ceresc că eu mă trezesc în fiecare zi sănătos, în fiecare dimineață și mulțumesc lui Dumnezeu, îi zic: Doamne, îți mulțumesc că încă mai ai planuri cu mine ziua asta, arată-mi ce să fac. Eu cred că asta este, Dumnezeu este în tine acum, este în tine, că uite, tu m-ai adus aici să vorbim despre o chestie care în secolul 21 este foarte ocolită. S-a ajuns la modul în care dacă spui că ești creștin și crezi, lumea să râdă. Pe mine mă dor când văd, mai ales când văd tineri care se dezic. Li se pare cool să se dezică de Dumnezeu. Dar li se pare mai cool decât atât să fie în asentiment cu Antichristul. Și-am căutat să calc dureros pe cadavre în orice fel. Uitându-mă în oglindă, l-am văzut zâmbind pe Lucifer. Karma nu se joacă și m-a trimis îngerul, unde am găsit calda de post în sânul lui Gabriel. Viața a prins sens și toată lumea în ochii mei știu care e miel și sincer și cum dor colții de lei. Dacă Dumnezeu înseamnă dragoste, de ce să nu-L îmbrățișezi?